Că imaginea ei începe să se estompeze din ce în ce mai mult, să sufere pe alocuri chiar nici mutații, sau ceea ce mi s-a părut mult mai grav, în conștiințele tot mai multor generații să fie chiar inexistentă. Bineînțeles, nu este vina tinerilor născut după 1989 că nu au știut nimic despre Doina Cornea și poate mulți dintre ei, întrebați fiind, n-ar ști să spună niciun nume de partizan sau de opozant al comunismului torturat sau omorât în închisor și lagăre de exterminare. Mulți dintre ei nu au auzit de Valea Jiului 1977 sau de Brașov 1987. De ce? Pentru că nu li s-a spus. Cine nu le-a spus? Dascălii lor, cu foarte multe excepții, nu le spun nimic sau aproape nimic despre revolta poporului român împotriva comunismului. Din păcate, dacă ar fi să se ia după manualele actuale, acest subiect chiar nu există. Și atunci nu a rămas altă soluție decât aceea ca noi, organizațiile neguvernamentale, să încercăm să subliniem acest gol. Altfel, golurile rămase în istoria României se vor umple doar cu pietre și cu mâini. Ideea mea inițială a fost să încerc să prezint laturile necunoscute ale Doinei Cornea. Și am făcut părtaș pe prietenul nostru de familie, sculptorul Nicolae Tocopan, și pe nepoata mea, Julico. Apoi am obținut bunăvoința directorului Muzeului de Artă, domnul Lucian Năstase Covaș, și cum, ca în orice activitate cineva trebuie să și muncească, am atras-o și pe verișoarea mea, Ileana Cornea, critic de arte și organizator de expoziții la Paris. Dar voi ați văzut vreodată o echipă omogenă care se lucreze împreună ca un mecanism bine uns? Poate, dar nu a noastră. Martor sunt doamna Alexandra Sârbu și domnul Lucian Năstase Covaș, colaboratorii noștri din partea muzeului. Dar fiecare a cedat acolo unde trebuia, cedat și a ieșit această expoziție, care sperăm noi o să vă placă. Fără ajutorul și implicarea fiecăruia dintre ei, fără răbdarea, dar și perseverența doamnelor Ileana Cornea și Alexandra Sârbu, nu ar fi ieșit nimic. Fără meticulozitatea lui Jean-Luc, soțul Irene ar fi rămas doar o frumoasă idee rămasă doar la stadiul de idee. Le mulțumesc din suflet tuturor. Și dintr-o expoziție de pictură, datorită perseverenței lui Ileana, a ieșit o expoziție de descoperire. De descoperire a personalității Doinei Cornea, de descoperire a fațetelor ascunse sau neștiute ale ei. Acum, când totul e gata, trebuie să mărturisesc, dar să nu mă spuneți, că Ileana a avut dreptate și mă bucur că am ales o curatoră a acestei expoziții. Și îi mulțumesc atât ei cât și soțului ei, Doamne, pentru tot efortul pe care l-au depus. Acum lucrurile se schimbă, că de fapt voiam să dau aici cuvântul domnului.